Podcasturile Teatrului Național București vă invită să ascultați cele mai frumoase povești de pe scena Teatrului Național. Invitații lui Marius Bodochi sunt actori ai Teatrului Național care împlinesc odată cu TNB 50 de ani în inima României. Actori care și-au dedicat întreaga viață Teatrului Național Ile Caragiale din București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV. Bine, v-am găsit, dragi prieteni. Despre invitata noastră de astăzi, se spune că e inteligentă, foarte talentată și frumoasă. Și, într-adevăr, e o femeie foarte frumoasă. Despre talent, ce să mai vorbim, a debutat pe scena Teatrului Național din București în urmă cu mulți, mulți ani. Eu personal am văzut-o la începutul carierei sale în Zoe Trahanache, unde îi făcea un rol foarte bun în regia maestrului Beligan. Apoi am văzut-o într-un film, un film de mare, mare succes, Ciprian Porumbescu, unde apariția ei pe ecran te lăsa cu gura căscată. Era, într-adevăr, și este superbă. Despre Tamara Crețulescu se pot spune foarte multe lucruri bune, doar lucruri bune. Ea s-a bucurat de prietenia doamnei Olga Tudorache. Și a jucat alături de domnia sa Într-un spectacol de mare, mare succes Pește și mazăre Sau pește, pește cu, cu mazăre Pește cu mazăre Un text al Anei Maria Bamberger La teatrul Metropolis, Metropolis. Metropolis. Și ce bine că am suflări Sunt... <gânt> <gânt> Și doamna Olga Tudorache Spunea despre Tamara Crețulescu Că e superbă și că o iubește, pentru că pe lângă că e frumoasă, talentată, deșteaptă, e și credincioasă. Și, într-adevăr, ea ne-a dus pe doamna Olga și pe mine la o mănăstire, într-un loc superb, o să lângă Sinaia, nu? Ba da, ceva de Tamara, da, numai... ne-ai dus la mănăstire. V-am dus la mănăstire. În urmă cu mulți, mulți ani. Tu jucai Regina Mamă cu Olga Tudorache da. și eu jucam pește cu Mazăre și o iubeam amândoi îngrozitor de tare. Da, eram copiii ei. Eram copiii ei și tare era bine când trăia, mai ales că ea se numea Olga ca și mama mea. Și nu mi era deloc greu să spun Olga, că Olga era mama mea din viață și Olga era mama mea pe scenă. Ce bine că din când în când ne aducem aminte de domnia sa și de alți mari, mari actori, artiști care au plecat uh, într-o lume mai bună, cu siguranță. Spunem Tamara, cum a fost debutul tău pe scena Teatrului Național? Ai fost șefă de promoție, ai terminat la începutul anilor 70, la ce la clasa cui? La clasa Muruzan, dar dacă spun eu cum am debutat în, anii, în, în eu la Teatru Național, nu o să crezi. Cu? Eu am debutat la Teatru Național la vârsta de șase ani <laughs> pentru că părinții mei m-au dus la teatru. La Teatru Național se juca uh, doctor în filozofie de nușici. Și la pauză au venit niște oameni către părinții mei și ne-au spus, nu vă supărați, din împrumutați un pic copilul. Dar ce să uitați că este un copil, Pepica, care este în spectacol și are febră și nu poate să vină. Și e băiețel, dar a, e bine tunsă, așa ca să putem face băiețel din ea. Ne trebuie măcar să intre să spune un cuvânt și, uh, și să avem copilul. Nu zice, întrebați-o pe ea, așa era tata, de asta m-a făcut așa, întrebați-o pe ea, așa am spus, da' sigur, mă interesează. Și atunci, pentru prima dată, am intrat într-o cabină de actori și am simțit mirosul de mastix, care întotdeauna, ai spus că o să mă faci să plâng, ei bine, plâng acum, mirosul de mastix, cu care se lipeau bărbile și mustățile și care acum a dispărut din cabinele de teatru, pe mine, pe mine m-a emoționat toată viața mea, până când l-am... Și m-au îmbrăcat și mi-au spus, o doamnă m-a împins în scenă și mi-a spus, intri în scenă și strigi, gros, papa! Uh. și te duci în brațele la nenea ăla, acelui nene, și stai acolo până la aplauze. ți și... aduce aminte cine era nenea? Păi stai. După 14 ani vorbeam în cabină cu Tina Ionescu și cu uh, Eva Pătrășcanu și le spun, dragile, la știți că eu am debutat, la... dar nu mai spune, dar în ce? Pe în uh, doctor fără voie, uh, doctor în filozofie. La care tine zice, tu erai, păi, dar mi-amintesc, eu, eu te-am împins în scenă. Și zice, și ai stat în spatele lui uh, Nicolae Bălănescu. în uh, brațele lui Nicolae Bălănescu. Am vorbit cu Bălănescu, toată lumea așa amintea, fiindcă a fost singura dată când a venit copilul ăla, nu? Da. pe Pica. Și zice, deci tu ai fost, da, eu am debutat, deci ăsta a fost debutul absolut. După aia, sinceră să fiu, dacă mă întreb de momentul în care am venit în teatru aici în 71, păi eu deja jucam ca student, am avut un noroc chiar în Sandamanu, care era la cealaltă clasă, dar mă iubea, deși nu eram la clasa da. ei. Și m-a chemat să joc într-un musical după Steaua fără nume, eleva, jucam cu la Popescu, cu Silviu Stanculescu, cu Iurie Darie, îți dai seama, toi că să intru cu ăștia pe scenă și să cânt. Ah, sunt ca un îngeraș, toată nauri, scripitor, de fericire aș vrea să mor, dar încă nu, încă nu, momentan. Asta cântam și le plăcea, mă iubeau, și după aceea m-au mai luat încă două spectacole. Deci nu eram încă ieșită din institut. Deja jucam trei spectacole la Comedia și m-am simțit foarte bine acolo. Era domnul Șepteci, era o domnie acolo. și Paseica Tastaman. Era o nebunie și mi-am dorit foarte mult să rămân acolo. Și când a, a venit repartiția, uh, eram chemați așa în, în ordinea mediilor. Am fost chemată prima și a spus doamnă domnișoară, domnișoară to tovarășă. Nu mai știu cum nu. Probabil că Și am spus, da, știți că aveți un loc la Național. Eu între timp vorbisem la Teatru de Comedie și spunem, vreau să rămân la voi. Că că e loc da. la Național. Și mi a spus, da, dar dacă rămâi la noi, nu avem loc acum. Trebuie să în provincie să stai acolo doi ani. Eu eram uh -huh. din București, da. crescută sub un clopot de sticlă. Mi-a fost o frică să plec. M-am gândit să plec în provincie ca să mă întorc la teatru de comedie. Nu vroiam la Național, că toată lumea spunea că aici este uh, mormântul elefanților. De Asta. ce? Nu știu. Așa mi s-a spus și mie mi se părea că e foarte rău să. Asta înseamnă aici. că erau elefanți aici. Adică, elefanți mari monștri, știi, foarte frumos. Și când am spus că vreau la Teatrul Național, Bă că am făcut o mutriță ceva, adică nu Sunt destul de extravertită când sunt în public, altminte nu. Și era apoi o Cristescu în sală și a văzut și a spus domnului Beligan, știi cum a făcut Amara când a spus că vrea să vină la Național? Și mă întâlnesc cu meșterul. Vai. O minune de, o, o de rost, Nu mi-a ținut deloc pică și mi-a spus mm, am înțeles că am strâmbat că vin la Teatrul Național. Omeșterul, să vedeți că... Lasă, lasă, că vă știu eu. O să vezi tu. Și ce am văzut? Că m-a distribuit în toate piesele. Am jucat de nu mai ajungea a înțelege. Am, de am debutat în în surorile Boga și pe urmă am tot jucat și acum, știi că mi-am luat, m-am uitat la CV-ul meu, da. de multe ori nu m-am uitat. Și am văzut că am jucat în vreo 35 de spectacole și zic, bă, în 50 de ani sunt cam puțin de 35. Ar trebui să fie cel puțin 45, adică ce? Și până m-am dat seama, mamă tu ți-amintești? Ți Măi, jucam câte un spectacol 10, 10 de stagiuni, de da. adică îmbătrâneai în spectacolul ăla și uh, aveai sentimentul că... Ești foarte ocupat. Eram atât de ocupată că nu vedeam nimic în jur. Toată ziua eram teatru, teatru, teatru. Ți-amintești cum era? Cum să Sâmbătă nu? și duminică. Sâmbătă era matineu și Duminica Duminică erau matineu, prânz și seară. Da? Și, și eu... când am venit în teatru ăsta, mi s-a să joc patru. Adică jucam la atelier un într-un... După ce avusesem două, jucam la atelier în actul întâi așa și veneam la studio și jucam în actul doi altceva. Adică, efectiv, eram numai în teatru. Numai... Și era și publicul. Nici nu aveau ce să vadă pe vremea aia. Veneau la teatru ca să-și limpezească sufletele. Din, din fericire, deci azi au ce să vadă la televizor, dar probabil s-au săturat. Slavă Domnului sunt, pline. Că din, sunt atât de fericită. M-am temut foarte tare. M-am temut foarte tare că nu o să mai vină lumea la teatru când ai atâtea opțiuni. Poți să stai în pijama acasă și să vezi Luna de pe cer poți vezi orice. A, profilul ăsta avantajat. nu mă avantajează. Nu-i nimic. Tu ești frumoasă din Mai orice nu mai profil. spune că sunt frumoasă păi, și ești. talentată. Nu știu că mă, 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 faci să mă simt așa și să trebuie să răspund într-un fel. Nu, 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 nu trebuie să răspund. Mulțumesc. adică, dacă știi, ești talentată, nu răspunzi în acel fel da? în care îi răspund și până Dar știi că nu e, bine să, nu e bine să spui despre un om așa, pentru că vorbești de pomul lăudat și până când... Adică zici, mm. e frumoasă și tu te aștepți să vezi ce ți-ai imaginat tu Că e frumoasă și vezi, nu spune ce, pe Vezi, Păi asta e frumoasă. A. Bine, e, e, e foarte frumoasă pe dinăuntru, are un suflet frumos. Da, da, îți place? De așa? Că da, e, nu. nu mai vorbi despre mine, că nu prea știu. Dar despre răspundi, tine, e vorba astăzi. Eu ce să fac? Să vorbesc despre Dar mine? Dar nu-mi face complimente, zici și tu Dar chestii nu e da, un compliment, asta, asta e o constatare. Bine, bine, gata. Am, am. constatat că ești. O doamnă frumoasă. Bine, Ce mulțumesc, domnul director. Păi nu, că acum nu sunt director. Acum sunt Marius, prietenul da, tău, Da, știu Marius. că ești Marius, prietenul meu. Că altfel nici nu veneam la director, eu nu merg. Știi bine că la director... Tamara, da, scumpa mea. Zice că ai făcut 35 de roluri în teatru, dar ai făcut tot atâtea și în, 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 în film. În film am făcut vreo 13, acum m-am uitat în CV, că altfel nu știam, am, am numărat, am făcut 13 filme cu rol principal și vreo 5-6, nu mai știu, în care am avut rol secundar sau, de fapt, pentru un rol secundar am luat și Premiul Ucin la, în, în, în filmul lui Pintilie, cu uh, Cristin Scott Toma. Da. Uh, o vară de neuitat. O vară de neuitat. Acolo da. am făcut rol secundar și am luat premiu pe el, în rol secundar. Dar era foarte bun, mi-aduc aminte. Juca și doamna Olga, George Constantin. Da, Claudiu George Cobai. Iureș. Vai Dumnezeule, vreau să-ți spun că am avut un. Eu nu știu cu ce am meritat asemenea frumusețe ce am trăit. m uitam, mă gândeam. Doamne, dar cu ce actori am stat alături, ce parteneri am avut. Și să știți că nu mi-amintesc de niciun partener pe care să. sau o parteneră, vreau să spun, de partener general, uh -huh. pe care să nu-l fi îndrăgit și cu care să nu mă fi înțeles, să nu fi fost bine. Ei erau sprijinul meu pe scenă, pe ei puneam toată speranța mea și toată dragostea mea. Și cum să de acum, de pildă, mi-am amintit de o piesă la televiziune era uh, uh, livada cu Vișin cu George Constantin în Lopahin, cu Gina Patrick în Ranevskaya, cu uh, Ogășeanu în Trofimov, dar era unul Dan Nuțu, Rodica Popes, erau unul și unul și unul și eram și o varia. Și am făcut o scenă, cu, cu, cu o scenă mică cu George Constantin, cu care am avut noroc să mai joc. Așa mi-a plăcut scena aia, pentru că eram așa de acolo, așa de Chiar m-am revăzut piesa făcută de altcineva și scena aia nici nu exista. Și... Era scena când el trebuie să mă, da. ia de, să mă ceară de nevastă, și vorbim orice altceva în afară de asta, și la sfârșit îl cheamă, cima pleacă și nu mă mai cere de nevastă. Și e foarte frumoasă. Probabil scena. în economia piesei, da. o fi tăiat scenă. Da. Nu știu ce, mai bine era, dar era făcută într-un fel că mai bine nu vorbesc despre bine. Era făcută. Și după aia m-am gândit, zic, Dumnezeu, dar tu știi că în Ciprian porumbescu da. nu mai trăim decât vreo trei de acolo. Bine, din figurație poate să mai trăiască toată lumea. Și când mă uit, zic, Doamne, cum am putut să joc în filmul ăsta, când eram o puștoaică, o prostuță, înțelegi, și am jucat. Sunt într-o foarte mare legătură cu Vlad Rădescu. Eu stau pe WhatsApp cu Foștii mei parteneri sau partenere Cu Olga Delia, cu Vlad Rădescu Care a fost Ciprianul meu și am fost Bertal lui, cu Costel Constantin Stau foarte mult că el a fost Tipătescu și am fost Zoe, Hanate <aștii> da. Și ne trimitem tot felul de drăgălășenii Și vorbim Mi-am păstrat așa legăturile astea Noroc cu telefonul ăsta Că nu prea îmi place să ies din casă Dar cu telefonul și cu WhatsApp-ul Țin legături foarte cu oamenii care îmi sunt dragi și. Da, și nu, nu, nu te mai întâlnești cu prieteni, cu foști colegi, Nu prea din casă. De ce? Nu-i păcat. Nu știu, nu știu. Adică, ies să-mi cumpăr pâine și. Uh -huh. de mâncare. Dar ar trebui. Bă, la teatru. De ce nu? De ce nu, nu vii știu. în coace? Vreau să spun ceva după, da. deci, la, când a fost COVID-ul, deci, până în COVID, mai jucam în tectonica sentimentelor cu niște actori, nu pot, cu Ilinca Goia, sunt într-o continuă conversație, am adorat-o, un partener, o femeie superbă, da. actriță minunată, am învățat de la ea, am învățat de actorie de la Ilinca, acum la bătrânețe, minunată și toți, și Liviu și. Carmen Ionescu și uh, uh, asta Valentina am avut, ultimii mei parteneri au fost minunați din tectonica, nu s-a mai reluat din diverse motive se și juca, mm -hmm. am jucat-o s-a jucat mult, Vă leu, cred că am jucat-o nu știu, vreo din 2010 până în 2020. Aproape pe 10. 11 Aproape 10, 11, 10, nu mai știu. Da. Am jucat-o mult, adică ce e drept e drept. Am jucat-o mult și nu s-a mai reluat. Și uh, mai făcusem o chestie foarte frumoasă înainte de, uh, înainte de COVID. Uh, făcusem asistență de regie la noi, Caramfil, care a pus uh, ăsta, uh, papagalul mut. Da mi-a plăcut el mai pusese la teatru, dar puțin. Și dacă el a vrut să stau cu el, mi-am făcut mare plăcere. Și am iubit spectacolul ăla și bineînțeles că și pe el îl iubesc foarte mult. Și uh, mi-a schimbat total uh, perspectiva asupra tinerilor, știi că tot auzeam că tinerii da. din ziua de astăzi, că adevăr. nu știu ce, sunt ah, foarte buni, vai de mine, sunt atât de talentați, dar da, exact. am învățat și de la ei, sunt talentați, sunt buni și știi care e chestia, sunt politicoși, sunt uh -huh. uh, citiți. Sunt cultivați. Da, adică nu e nu adevărat că tinerii sunt, nu știu cum, ăștia, cel puțin cei din Papagalul Mut, i-am îndrăgit ne spus. Sunt foarte, foarte mulți actori. Și foarte tineri. talentați și cultivați. Talentați, da, cultivați Educați. Uh, și cu, 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 cu o mare pasiune pentru, pentru meseria. Foarte serioși, foarte, foarte serioși. serioși, știi. Da. Și pe mine mă, mă, mă ucide candoarea lor. Au o candoare. Da, sunt frumoși ăia sunt frumoși. Da. Când spui de frumusețe, despre da. frumusețe, da. aia e frumusețe, aia e frumusețe. Și mai era o Am frumuse. repetat într-o piesă cu, cu, foarte mulți tineri și um, mă uitam cu foarte mult drag la, la, la felul cum, cum reiau o scenă. Și... Dar nu ne certați, dar zic de ce să vă cert? Măi, când voi greșiți, greșiți cu, cu candoare nu e o nu e o catastrofă e, 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 e ca și atunci când un copil de 2-3 ani face ceva ce n-ar trebui să facă de exemplu, băiatul meu când era mic a luat un cub de avea cuburile alea din lemn care se, da, se le juca și a era, dat cu, nu era Lego încă, erau celelalte cuburi exact. mai mari. și a dat cu cu cubul respectiv într-o într icoană pe sticlă E, sigur că aia s -a spart, da. dar el n-a realizat ce faci. el și-a luat o țintă. <laughs> apropo, mi-am amintit de băiatul meu acum, dacă da. vorbim de copii, <laughs> apropo de că nu realizează, tocmai zugrăvisem casa și uh, Vladimir a, a desenat... A doua zi, ce nume frumos e, da, Vladimir. Vladimir Crețulescu, el cheamă, e, e profesor la Universitatea București, la Facultatea de Istorie, secțiunea Departamentul Istoria Artei, a publicat o carte la Paris, da. la editura Armaton, pe care o recunoște și americanii. Și uh, și-a dat doctoratul în Franța, deci e un copil care mi-a adus multe bucurii. Dar când era mic că despre asta da. a început să deseneze pe perete. Vine bunicul lui. Vladimir, cum ai putut să faci una ca asta? La care el zice, păi stai să-ți arăt. <laughs> și continuă. Da, și continuă. Da. Dar nu știi ce mi-a făcut odată la Vasa Nova. ăsta care e profesor acum, domne, nu m drăgit, făcea. De pildă, la Vasa era ultimul spectacol, venise Andrei Șerban, era de rin, era dernieră și era, uh, eu n-am avut cu tata era foarte bolnav, mama era cu el și n-am avut cu l-am luat la teatru. Și i am spus că bine, mă, stai cu el, nu să nu-i dai drumul în sală, că ăsta vorbește. că nu, 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 nu-i nu dau voie. Dar la pauză, nu știu pe cine avea să îmbrace cabiniera și l-a pus în primul rând. Și era acolo o scenă în Vasajeles, nu dacă ați văzut, era cu Țuca Cercel și cu Olga Delia Mateescu. Olga Delia Mateescu era cam comunistă și Țuca îi luase copilul din cauza asta, nu vrea să-i dea copilul, pentru că ea e comunistă, se ocupă de revoluții. Și era momentul în care Olga scotea Batista că plângea că nu are copil și cădea revolverul din geantă. Și Țuca avea momentul următor, ridica mâna și făcea. Aha! Uh -huh. Și ăla era momentul în care, revelație, da. în care se schimba toată situația de pe scenă. E foarte important. Vine momentul, Andrei Șerban în sală. Uh, și pac, cade ăsta jos, revolverul. Și în momentul ăla, Țuca ridică mâna și din sală se aude șoaptă timbrată copil. Dă-mi-l mie! Toată lumea a înțepenit toată lumea a zis că poate nu crede sau că așa e spectacolul. Da. Dar Vladimir a crezut că nu l-a auzit bine. La care cu șapte timite m-a dă mi mie! <laughs> în secunda aia s-a rupt în două de râs. A început să aplaude lumea, s-a dus naibii, mi-a spus că după spectacol, dacă nu era al tău, îi rupeam gâtul, i-am stricat momentul, a ieșit o comedie, după aia greu ne-am revenit, că a fost din comedie, știi, când publicul o ia pe comedie, da. e greu să-l aduci înapoi, știi. A fost un, un spectacol foarte bun al maestrului Cojar, nu? Da, la da, maestru Cojar l-am făcut. făcut, este și în televiziune, din Fericirea a rămas este, acolo. Știu. Eu nu -am aveam văzut. un rol mare, dar un rol pe care l-am adorat și mi-a ieșit grozav. Și mai și cântam la chitară, că tot, în toate spectacolele mele, dacă am n-am treabă, îmi bag chitara, mm -hmm. mai când ceva. Și e... acolo chiar era nevoie, aveam chiar o trupă rusească cu care cântam cu toți împreună. Din cele 35 de roluri, să zicem, rolurile sunt um, ca niște copii. Da. Ai vreunul preferat? care îl iubești păi, mai mult decât pe altul. Știi, odată, sau, sau bă, iubești toate rolurile. Odată pe care eram, da, odată eram la, la spital și uh, era o, o doamnă cu un copilaj, care avea mulți copii acasă. Da. Și uh, copilajul băuse ceva și avea distrugere de gât și nu știu ce. Și eu în prostia mea că eram și eu, i-am spus: "Vai, norocul tău că mai ai niște copii acasă." La care i-a spus, Doamnă, vedeți mâna asta? Are cinci degete, dacă mă lovesc la asta, mă doare. Dacă mă lovesc la asta, mă, mă doare. Doar. Deci, așa e și cu spectacolele mele, știi? Mm -hmm. Adică, toate. Toate. E adevărat că în unele nu m-am simțit foarte în apele mele, că se întâmplă câteodată, tu știi foarte bine da. că ești vulpe bătrână în teatru, că se întâmplă că câteodată că există o, un fel de nepotrivire între tine și regizor. Uh -huh. există, între viziunea lui și a ta, între modul în care comunicați, că parcă vorbiți în paralel, nu vă înțelegeți, și atunci rolul are niște momente. El pleacă. Dar tu rămâi cu niște momente nerezolvate. Și până la sfârșitul tuturor spectacolelor, te căznești să rezolvi acele momente în care el nu te-a lăsat. Ca a avut el o idee, tu ai încercat să fii ascultător, n-ai ieșit bine. După care ți-a dat voie să faci tu, dar n-ai mai putut. Că... Și a, a rămas un, un moment de care nu ți era drag și care parcă vrei să treacă sau te chinuie, te gândești acasă. Asta nu au fost nici rolul pe care să-l iubesc la fel de mult uh -huh. ca în, în, în care am fost liberă, știi? Dar. Și să spun, până, până la urmă, asta este minunăția. Cât film am făcut, mie tot teatrul mi-a plăcut. Pentru că filmul este, cum să spun, știi cum e la film, tu știi cum e la film, nu vorbesc pentru tine acum. Vorbesc eu pentru cameră. Pentru prietenii noștri. Pentru prietenii noștri care se vor uita. Măi, la filme e ca o conservă neîndurătoare. Adică, știi, ești sportiv, trebuie să sar la lungime, da? Ei, nu ești în formă în ziua aia și sar mai puțin, E atunci te filmează, aia rămâne. La revedere și salut, nu mai poți să revii niciodată, nu mai poți corecta. Da, și dacă ești un om care tot timpul vrea să rafineze, să facă lucrurile mai frumoase, mai. Dacă ești artist, știi, Ești, rămâi nemulțumit. Pe când la teatru ai această șansă extraordinară. Tu știi foarte bine, îți vorbesc, că tu n-ai ști lucrurile astea. În fine, cred că te nu, și Nu, da, nu, nu mă plictisesc, că e, e foarte important să aud lucrurile astea din gura altcuiva. Da, de, deci formulate altfel, că tu le știi foarte bine. Ce încercam să spun este că... Știi, știi cum e actorul? Că noi suntem puțin schizoizi, așa, în sensul da. că putem să ne concentrăm perfect și pe rolul, și pe situație, și pe parteneri, dar în același timp un, un alt simț al nostru simte sala. Și simți uh -huh. că ești că că atât de de buzele tale și că așteaptă sunt să vorbești cu tine. Și simți când exact. i-ai pierdut și da. te întorci acasă și spui de ce am pierdut acolo. acolo da. Sau, mai ales la comedie, de ce n-a ieșit poanta aia. Și zice, aha, cum spunea meșterul Beligan, comedie e farmacie. Un auftact. Deci spui, eu mă duc acolo și lumea râde, eu mă duc acolo, lumea nu mai râde. Trebuie un auftact și să placezi. N-ai voie să o întărești prea tare, că atunci spune, aici trebuie să râdeți. Și ei nu mai râd. Da, exact. Adică este atât de fină lucrul ăsta pe scenă și mi-amintesc de momentele alea pentru asta iubesc teatru pentru că câteodată mi ieșea câte ceva foarte bine și simțeam așa cum sala în sală pur și simplu lumea era paralizată, nu, nu se auzea un zgomot, parcă nu mai era nimeni în sală, atât de liniște era și atunci simțeam niște centimetri de aer sub tălp și levitam. Aveam sentimentul clar că le levitez și nu mai aveam podea sub picioare și aveam niște fiore și simțeam că sunt într-o legătură din asta aproape anormală cu toată lumea din sală, știi? Până mă, trecea momentul, așa cum, uite, când îmi amintesc, erau foarte rare momentele astea, dar pentru astea merită să suferi foarte mult, că mai e și suferi în teatru, asta e, nu... Povestește-ne puțin despre repetițiile cu maestru Beligan la o scrisoare pierdută de Caragiale, unde ai jucat alături de uriaș actor. Uriaș, da. În primul rând era Costel Constantin, era tipătesc. Da, după aceea Diaz. era Cațavencu, era Dinică, da, cetățeanul turmentat era Bibanu. Vai, cetățean, ce... Di, ce... Cațavencu, ce cetățean turmetat, fă, Marinuș, Moraru, uh, Mișu Fotino, uh, pe urmă, chiar și cei din, din de la ședință, Mălai Mare și Radu Gheorghe și toți ăștia care erau, uh, Johnny da. Georgescu, a, bine că m-ai amintit. Nici nu ți-am spus, am o surpriză. Ace da. Deci, uh, această, zi, în primul rând că uh, m-ai întrebat cum m-am simțit, m-am simțit strivită, pur și simplu că erau ăștia așa de mari pe lângă mine. Bine, eu eram în 79, adică eram de ceva vreme în teatru, dar responsabilitatea era uriașă și mă, la început să știi că nu puteam. Adică când îi vedeam pe ăștia pe lângă mine așa, aveam scena cu dinică, mă, cum se spun, mă, atâta, de a spun că mă, nu puteam să spun textul. Când îl vedeam pe Nică, cum, bă, ce cum era. Și, bine, până la urmă m-am descurcat și vreau să spun că am găsit căutând prin lucruri că știam că trebuie să vorbesc cu tine și nu ți mai aminteș da. și eu niște lucruri. Aceasta este programul de la Paris în, în stagiunea 80 81 la Teatrul Odeon, Odeon de Paris. Din Paris. Am jucat o scrisoare pierdută. Uite, și aici ce scrie. Eu trebuie să tot, că adică eu sunt eu apă, adică nu văd Am de înțeles. aproape așa. Deci Teatrul Național de Bucarest, avec le concours de l'Association Française d'Action Artistique. Uh, uh, Sen Radu Beligan Și uite aici Costel Constantin din Grigore Gonța Extraordinar făcea Grigore Extraordinar Gonța Foarte bun Foarte bun. Foarte bun Gonța Mihai Fotino Marinuș Moraru Marian Hudac Uite din Nică. Marian Hudac Uite Hudac Uitasem Mălai Maria Uite Alexandru da. Georgescu Ăștia Uite Tamara Cresuț Asta e ordinea care îi punea uh, Caragiale Și uh, Ei întotdeauna respectă Deci Deși ăsta era singura femeie da. El o pune la sfârșit, așa, fără da, Caragiale, da. așa a rămas. Tamara și Radu Gheorghe. Uite, și Demrădulescu i pus la sfârșit. Exact. În situația MSH. Deci în 1900... <laughs> deci mie, stagiunea 1981-82. La cameră. Deci Asta în 1981-82, Teatrul puteți. Național din București, juca la, 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 Paris. la Paris, la Teatrul Odeon un De fapt, teatru -a fost, foarte e un, da, e un teatru după aceea am fost în excursie acolo m-am dus în teatru m-a luat plânsul că tu ziceai cu e ok, așa uh, dar l-am adus special pentru că uh, lucrurile astea erau destul de rare atunci acum ni se pare normal că mai plecăm acolo sau acolo, atunci mă era, era ceva era ce o sărbătoare am avut noroc cu plecările astea cu fata din Andros cu piesa pe care a pus-o Grigore iar iarăși niște parteneri minunați eram o trupă de tineri răzvrătiți, care am umblat cu, ne-a ne purtat gonța cu piesa asta pe peste tot, în Germania, în Elveția, în Olanda, la festivalul Fools, um, la, la, în Anglia, de unde ne-am fost dar, și plecam așa în turnee din astea lungi, de ne era dor de acasă, așa, așa am umblat. În anii 80. Din, în anii, uh, în 78 am scos fata din Andus da. și tot așa, cam până în Până în 89 am jucat-o, ca și exact. scrisoarea pierdută din 79-89, și ca la asta a fost drăguț la a, fata din Andros, că eu aveam o, o, niște perne și făceam au și neșteam și au și neșteam până când am și când nu mai am acute acum, astfel când. Și uh, vreau să spun că la un moment dat eram însărcinată cu Vladimir, am renunțat la perne și am jucat cu Vladimir și dansam, hei, sol, sol, și do, dore mi și da, dansam cu Vladimir și pe m-am dus la un, la un spital și o doamnă doctor mi-a spus, zice, știți, din cauza dumneavoastră am o fetiță pe care o cheamă Tamara. V-am văzut cum jucați însărcinată în fata din Andros și mi-am dorit atât de mult un copil și să fie fetiță și a fost fetiță și se cheamă <sus> Tamara. Deci, jucam, am jucat, da. am avut noroc că pe vremea era că un concediu prenatal. Dacă nu ți-l luai, aveai postnatal mai mult. Mai mult. Și da. puteai să. Să stai cu copilul după. Să... Nu vreau să spun cum. Adică să-l hrănești mai <laughs> exact. mult. Exact. Um, relația ta cu filmul a fost una importantă. Da, în filme am suferit, am spus cum. Da, ai suferit. Dar nu, nu, nu contează Încep, contează, contează ce rămâne Și uh, sigur că un lucru privit Dintr-un punct de vedere Pare într-un fel Dar publicul Publicul te iubit și te iubește. Și nu, știu, cred că, de asta contează. Nu. Eu nu prea acum, când revăd filmele, că pot să le văd pe cine maraton, văd da? filmele românești, în cascadă le văd că sunt unele pe care le-am uitat nu numai cu mine, cu, da. cu dragii mei, cu iubiții mei care nu mai sunt, mi dor de ei și îmi pun cine maraton, și ci văd pe toți cu care am jucat și care nu mai așa pot fi văzuți acum, știi. Uh, dar să știi că nu, nu aș, aș vrea să fiu mai bună. În film. Nu, Eu personal nu mă plac foarte mult După 89 Am făcut Niște filme interesante cu Maldina Urșianu Și da, Ea era foarte Ea dorea un alt ego uh -huh. Al ei Și a trebuit să fiu puțin ca ea Lumea n-a înțeles că aia era o compoziție Ea era o persoană Rațională restrânsă, extrem de inteligentă, dar foarte, adică exact opusul meu. Și nu știu dacă mai ieși foarte bine. Dar acolo, inteligentă că... e și tu. Da, dar știi că cei mai adorabili proști joacă inteligenții și invers. Cei mai inteligenți joacă cei mai adorabili proști? Da, da, adică un prost nu știe să joace un prost. Ai avut vreun astfel de rol? Mai, nu pot să răspund, <laughs> dar la început eram foarte tânăr și jucam multe ingenue. Mm -hmm. Și sigur că ingenuitatea e foarte vecină cu prostia, știi? Da, da, că eram da. așa tot timpul, știi? Că așa trebuia să joc. Că eram da. și prostuță și așa și... am Și jucat, surprinsă da, da, de nu ce nu înțelegeam din lume nimic. Mm -hmm. Și eram proastă, da? Mă rog, ingenuă. Și <laughs> vreau să spun că... Um, am, avut un noroc cu Sanda Extraordinar. Deci, deși n-am fost la clasa ei, probabil că i-a părut rău că nu m-a ales ea și m-a luat Monuzan. Și m-a propulsat și la televiziune. gândește de puțin. Eram în anul întâi de aici, la teatru, jucam la Odeon. Arăt încolo, deși arăt, nu știu ce arăt încolo. E straniu, n-am simțit orientare. Că nu e acolo Odeon. nu, e acolo. E acolo. Eram sigură că nu e acolo. Fine, și uh, uh, m-a distribuit cu meșterul beligan în Apolon de Belac de Eu M-am oh, căznit să fac roze de piesa aia. Știi că eu, așa de de, de de mult, eu fac parte din jumatea secolului celălalt. Și uh, se, se erau alb-negru toate. Uh -huh. Și se uh, imprimau pe Ampex. Deci pe o peliculă mai subțire decât pelicula de 16, uh -huh. care se deteriorează ca și peliculele. Nu aveam ce avem acum. Exact, de digital. care m-am dus la televiziune să caut și Apolon de Belac. Și, și l-am găsit. Și l-am pe un DVD, dar foarte greu se vede. E atât de deteriorată pelicula. Însă am avut o bucurie. Gândește-te puțin. Abia intrasem în teatru. Bă, un noroc din asta e rău să ai noroc prea devreme, că după aia n-am făcut bine ce am mai făcut, că eram foarte dezintere Mi se părea că toată lumea are chestia asta și că e uh -huh. ceva normal. Și nu am apreciat când trebuia Deci eram în, cu meșterul Beligan Tot timpul erau ei doi Dar aveam Irina Petrescu Albulescu Mișu Fotino Cornel Vulpe Să mă ierte cine, pe cine l fi uitat Dacă mai e pe aici Îți dai seama, eram Dar meșterul Beligan Era atât de drăguț Și știa că sunt complet pierdută Mai era și directorul meu Îți dai seama cum era Directorul meu și cel mai mare artist de pe vremea și uh, directorul Institutului uh, Internațional de teatru, teatru, adică o mărime și eu jucam acolo cu el, nu venea să cred, adică bă, cu, cu câțiva ani înainte nici nu știam ca să fiu actriță, știi? Și acum jucam cu meșterul meu și cu ceilalți toți. Și uh, după și aceea... Cu Albulescu, care era impunător. Albulescu și de da, da, cea, da, Irina Ce artist, Petrescu, bine, cu Irina. ea am jucat și în suflete tari după aia, cu, cu Caramitru, cu uh -huh. uh, Costel Constantin, cu că Costel. el mi-a fost de adeseori partener drag și cu Irina Petrescu în suflete tari, și cu Valiseciu, adică niște persoane din astea de care mă lipeam de perete și le spuneam bună ziua dacă treceau, înțelegi, le respectam u uriaș și trebuia să fiu, mi-a fost foarte greu, cel puțin în, era cazul Borgman sau nu mai știu, n-am găsit-o la televiziune cu hmm. George Constantin uh, și aveam o scenă cu el și i-am spus lui Costel, care era prietenul meu de atunci, cu el mă sfătuiam în toate și zic, Costel, fii atent, am o piesă cu George Constantin. Zice, au zic ca, Care e chestia? Zice, fii atent. Dacă nu joci cu el, el știe să joace și singur. <laughs> îți întoarce un spate și își face rolul fără tine, de nu te vezi. Trebuie să fii cu el, ochi în ochi. Mă duc la televiziune topită. eram și eu un băț de slab, așa. Ți era milă puțin de mine. Și mă duc la, la George și îi zic prima replică. Zice, oprezi puțin. Tamara, ți-e frică de mine? Oh, da, îngrozitor. Zice, deci, pe păi ăsta e rolul. <gântări> și atunci am t -a t -a. T -a. Da, da, și atunci m-am relaxat complet și m-a plăcut foarte mult. Și după aceea am mai jucat cu George. Asta a, a, este minunat ce mi s-a întâmplat. Pentru că nu numai că am jucat cu toți actorii din Teatrul Național, dar așa cum bine știi, că eu îți da. spun lucruri pe care tu le știi, să nu te plictisești. Nu mă plictisesc deloc. Ei vreau să spun că a, am jucat cu toți actorii din România pentru că mă duceam la radio unde bineînțeles știi bine că venea și Bulandra da. și teatru Mic și teatru, Teatrul Notara veneau nu mai veneau toți, toți. Pormo, am jucat la în televiziune cu toți actorii, veneau am jucat și cu Mariană Mencu și cu Gina Patrici și cu George care era în spectacol în alt teatru adică am avut așa de mulți parteneri și m-am gândit, zic uite, mă întâlnesc mâine cu Marius și ce spun eu acum de despre partenerii mei. Și când m-am uitat așa în imaginația mea, am văzut un, un tăpșan cu multă, 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 multă lume pe care aș vrea să o iau și să o cu mine. Înțelegi? E luat. Ei luat în inima ta, în A fost, tău. Eu nu știu cum să-i mai mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Pentru viața asta minunată pe care am trăit-o și pentru suferințe. Pentru că dacă nu e lumină, nu e întuneric, nu e întuneric, întuneric nu, e, nu lumină. e lumină. Deci am avut și suferințe, dar și unele chiar au născut lucruri frumoase. De pildă, după, după 89, am fost așa mai liberă și zis, ce fac eu acum că sunt liberă? Și zic, mă duc să joc într-un club. Și m-am dus la Prometeus și da. am făcut un spectacol după lui, acompaniatoarea lui, lui Nina Berberova, Regriem pentru un vis. Am vrut să văd o oră 40 de minute singură. Să vezi cum e acolo. singură prin oameni cu berica în față care atâta aveau să nu fumeze. Acolo da. au fost și Adi Pintea, Dumnezeu să-l ierte. Eu. A fost jucat. Da, foarte. Da, am jucat mai mulți acolo. Și am vrut să văd. Pot? A, am suferit ca, da, da, am suferit de ca un câine. Mi se părea că n-am să pot. M-am chinuit. Și din fericire l-am din fericire, l-am uh, imprimat și l-am imprimat și am, am pot să, adică am fost filmată. Da. Și după aia zic, ce să mai fac eu? Ce să mai fac eu? Fac un one, one show la Teatrul Național. Și am făcut și Valentine, da. uh, O piesă pe care eu am tradus-o și uh, în care am colaborat de mult cu autorul pentru că mi s-a cerut să, să tai un, un act întreg, era două ore jumătate. cum se putea. Mm -hmm. Și ca să fac legăturile și să se înțeleagă, totuși lipsind un act, mi-am pus, mi pus și niște muzică făcută de mine, niște chitară, niște chestii. Și uh, cu piesa asta am tot fost invitată. Am fost invitată de la vinea Gemna uh -huh. Oltenau uh, și la Düsseldorf sau la Köln, cred că la Köln. Da. Și e știi Lavinia. că doar ai fost da. și tu acolo la la de. E, și uh, era Andrei Băleanu, nu soțul meu, celălalt Andrei Bălan, care era în Germania, care a, scris care a spus, eu nu pot să scriu nimic despre piesa lui Tamara, care a fost adorabilă, dar nu e să nu e piesa ei. și <gângă> 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 n-am vrut să scriu. Dar, a mers foarte bine piesa, am mers, am jucat o șase stagiuni. Și asta a fost încă o chestie, zic, deci de ce am făcut, -a, am făcut a, un -a show, a, acum ce mai fac, ce mai fac, ei, și a venit acum o chestie nouă, M-au chemat să dublez niște desene animate. Da? <laughs> și îți place? -a... A, este un film elemental, îi ziceam, în engleză elementar la o traducere, și da. am dublat un personaj care era mama fetii de foc. Era un uh -huh. spectacol despre elemente, apă, foc, aer. De fapt, era foarte socialic, că erau familii diferite care. Înfine... Se înțelegeau între ele în cele din urmă și mi-a plăcut foarte mult această experiență și mi-a și ieșit foarte da. bine și am fost la film și mi-a plăcut foarte tare că publicul a râs la replicile mele. Uh -huh. Zic, Eu am făcut o singură dată, un singur dublaj pentru desene animate. Nu mă atrage deloc, nu știu de ce. Nu. Am făcut Thomas O'Malley în aristocrate. Uh, am ce, eu am cerut să am uh, repetiții uh, muzicale cu, cu o cu pianistă muzică, e de... foarte greu. Mm. Și nu îți dai seama. Așa nu, asta e greu. Nu mai e știu Foarte greu. Să... Și am lucrat vreo trei zile, numai, uh, numai muzica. M-au mai chemat și la altele după, dar am zis că nu, nu e, 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 e greu și. Poate că sunt eu prea, nu știu, fixist, așa, dar îmi zic, eu vreau să repet. Nu, nu, nu pot altfel. Vezi Și mai ales altfel. la astea muzicale, cum să intru așa direct. E o mare responsabilitate. Da, nu, Fum, eu nu nu să știi cum eram, deși să știi că sunt muzical, am, am văd, dar nu, nu m-aș băga. Nu aș putea, am nevoie de multe repetiții. Eu nu pot așa imediat. Nu sunt nu am talentul ăsta. Sunt unii cu o ureche perfectă, cum era Radu Gheorghe, care da. bă, era ceva de nu se poate, vreau B să spun că om orchestră. Da, da, dar gândește-te puțin că eram în turneul la Moscova. Deci el el făcuse vioară, cânta la chitară și de la Moscova și a cumpărat o armonică mică, o armoșca. Da. Da. Până seara ne-a cântat totul din armonică, pe la orice instrument, da, 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 el cânta da, la orice da. instrument. Zic, ai mai cântat vreodată la acordă? Nu, zice, acum și gata, ați Ei nu sunt așa. Eu trebuie să repet mult, trebuie să fiu sigură pe. Mai ales la, la astea muzicale, e foarte, nu se poate fără. Dar mai să ne întoarcem în urmă cu 50 de ani, jumătate de secol, când Teatrul Național. S-a mutat aici, în, în această clădire, unde trăiește și azi. Cum a fost? Când a ai văzut prima despre, oară. Despre, da, am fost impresionată. Clădire. Acum nu o să spun un lucru foarte frumos. Da. Un lucru foarte frumos se poate să spună Costel Constantin, care a avut are o carte pe care am citit-o despre da. el, și acolo povestește el cum a fost întâlnirea lui cu teatru a jucat în absolut toate sălile și pentru el a fost un moment pe el trebuie să-l întrebe asta uh -huh. eu am avut un, un șoc pentru că nu m-am înțeles cu sala mare de la bun început nu am iubit-o uh, jucam surorile Boga la, uh, acolo unde e Odeonul acum fost fostul deatru yeah. național unde era o sală clasică avea un, o anumită acustică prim, aveai feedback din uh -huh. sală aici parcă era moarbă și surdă nu venea nimic din sală, deci nu tu ca actor nu primești nimic a ce trebuie. Adică primești hă ei și aplauzele, atâta primești. Uh -huh. Dar lucrurile fine care de fapt îți dau ție îți, te ajută să te descurci, îți dau ție posibilitatea să ai o relație cu ei, să știi când te ascultă, când nu te ascultă, când ești ți am mai vorbit de da. asta. Și mai ales nu te încarci pentru că, știi, mi-am dat seama de lucrul ăsta cu încărcatul actorului de către public, comparând spectacolele care erau de, când veneau criticii. Da. Premieră, cu critici, cu oameni de teatru care vin și te judecă. Spectacolul nu era grozav. E, când venea publicul plătitor, dar simțeai din rumoarea din sală, nici nu începea spectacolul și simțeai că abia așteaptă să se bucure, abia așteptau să le facă plăcere, era o sărbătoare pentru ei, îi simțeai, uite așa creștea spectacolul din, din punctul tuturor de vedere, adică ei te așteaptă cu iubire, le dai iubire tu îi iubești, îți dau iubire. Dacă vin și constipații, mai erau și din ea cu o lămpiță mică, știm, uh -huh. în primul rând, cu lămpiță, își luau notițe în timp ce tu... Îți și fără să vrei în privirea aia periferică, de fapt nu vrei să te uiți, Îi simțeai. Și cum să, ca actor e îngrozitor, poți să fii cu spatele și îi simți că se foiesc. Îi simți că i-ai pierdut Chiar dacă nu te uiți la ei, eu nu știu ce fel de urechi avem, ce fel de simțuri avem noi, că putem să simțim ce se întâmplă. Și e adevărat ce spune uh, Cehov, că uh, fiecare public își merită spectacolul. Când ai un public bun, spectacolul crește. Dar nu e lucru pe care vrei tu neapărat să-l faci. Exact. Aoleu, să te ferească Dumnezeu să vrei să fii bun, atunci ești cel mai prost. Uh -huh. Nu trebuie să-ți faci mai treaba, atâta tot. Exact. Nu trebuie să te chinui să te placă ăla din sală. Uh -uh. Și oricum, dacă, dacă nu ții cont de situația scenică, ieși din situație dacă ești atent. Da, la bineînțeles, asta e prima. Azi. Că eu nu înțeleg cum poți să fii atât de vârât în personajul tău, în situația care există pe scenă, atât de legat, indestructibil de toți partenerii, și totuși să simți ce se întâmplă acolo, într-o. că da. nu e o masă, dar sunt individualități, am văzut, este da, suficient da, 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 ca da, da. unul singur. Să deschidă telefonul acum. Și telefonul iluminează fața. Atâta. Numai să vadă dacă are vreun mesaj. Nu mai vorbesc de Nes. Nu da. Tot rândul suferă. Tot rândul de spectatori suferă. Pentru că ei. De ce venim noi la teatru? De ce nu stăm acasă? Acum poți să stai acasă așa în pijama. Exact cu floricele alături știi, și să te uiți, te uiți da, la ce vrei. da de, ce, de ce îți trebuie ceilalți este o chestie care există în, în subconștientul nostru avem nevoie unii de ceilalți avem nevoie unii de ceilalți via... avem nevoie de să fim împreună împreună și în, în, lumea înțelege asta publicul înțelege asta ai văzut, e frig e ninge, plouă Sările sunt pline, ei vin Vai. Deci e, un, e un lucru extraordinar da, e absolut minunat și, și în țară e același lucru eu îi iubesc atât de mult când văd când vedeam, normal că participând la Papagalul Mut ăsta care nu s-a mai reluat veneam la toate spectacolele pentru că iubeam spectacolul, iubeam pe spectatori și vreau să văd cum merge spectacolul și întotdeauna m-am uitat la public și după public îmi dădeam seama, în primul rând era plin Sala mare, care se umple greu, și da. la care trăgeau din greu că ei începuseră la sala studio. studio, și au suferit și când, mut, când au fost, fost mutați, mutați la, la sala da. mare. Din rațiuni economice. Din rațiuni economice, adevărat. Și ceea ce era și mai uriaș, că totuși aveam spectatori, că se punea unul după altul din cauza că era decorul ăla foarte greu de, de montat și demontat. Da, și, și aveam atunci, și pe Vlad Logigan, un actor și, excepțional. Excepțional, nu? Actor, Avea da. Avea unul din rolurile principale și, și îl tre tre trebuia să-l prindem da, liber. Da, da. Era foarte greu de programat ce programam două ori, în fine, dar era, și atunci mă uitam și atâta i-am iubit pe oamenii ăștia care mi-am amintit, nu știu dacă ți-amintești, dar cred că ți-amintești, mă, frigul la năprasnic din vremea aia. Că nu vreau uh, de... Tamara, să știi că frigul ăla năprasnic mai există și în vremea asta și am pățit-o eu acum, sunt un pic răcit din cauza asta, um, acum două, trei zile, da? Mai există. Și uh, nu mai spun locul, localitatea unde s-a da, întâmplat. Nu, nu mai, da. da? Să nu vreau să supăr pe nimeni, undeva în nordul țării. Și am zis, mă, nu se poate, luați o grămadă de bani pe, pe, pe închirierea sălii. Vă rog, eu faceți din banii ăia mulți. Uite, de 200 de euro faceți căldură. Nici nu trebuie 200 de euro. E, și au dat drumul la căldură la, la, căldură la ora 7. Și la 7 și un sfert a fost deja, deja plăcut. Era o sală cu 500 de oameni, în fofoliți Și brusc -am, deci, am, am căzut în timp ai fost șocat, dar la da. noi era tot timpul așa și ne, ne și amuzam și ne, ne și supăram pentru că veneau doamnele cu căciuli înalte și erau scandal în sală. Okay, doamne, scoateți căciula că nu văd. Da, exact. Da, doamne, dar ce vă trebuie căciula aia? Dar dați înțelegi, nu veneau, erau toți înfofoliți. Da. Și am pățit și o chestie, asta o experiență foarte interesantă de teatru, era ca vouă de familie jucam cu uh, Adi Pintea, Dumnezeu să ierte și uh, el mă îmbrățișa și eu leșinam, cădeam pe jos și toată lumea aplauda și râdea că am rosit, a un rol de comedie, deși lumea mă vede așa serioasă cu ochelari, mie comedia mi-a plăcut întotdeauna și lumea aplauda și râdea și Uh, începuse frigul și eram îmbrăcată, uh, eu am suferit mai rău decât voi băieții, pentru că da. eram tânără și tot timpul mă dezbrăcau. Ei, erai dezbrăcate. Adică aveam decolteu, tot timpul colteu, breteluțe, <laughs> Sanda spunea, așa decoltează mai mult să se vadă aici a carnea tânără și așa făcea Sanda când mă îmbrăca, da. știi? Și tot timpul eram dezbrăcată și în mătăsuri de pe... nu pot să spun ce înseamnă mătase rece pusă pe un, un, corp vână de frig. Mm. Și uh, atunci am început să ne punem și noi fetele, era Ilinca Tomoroveanu, o frumusețe, era, nici nu mai știu, Carmen Sănescu a fost la început, după aceea, am să-mi aminte, așa am să spun, au început să-și pună pulovărașe de culoare a pielii, nu știu ce, încet, încet, nu mai puteam, dar nu mai puteam. Îți spun, cabiniera mea, când trebuia să mă schimbe, eu plângeam, pentru că era un frig care te durea până în creier. Și ea, ca să nu mai plâng, îmi ținea haina aici. O ținea aici ca să fie caldă, să fie caldă când în o pune pe și tine. o scotea de la burtă și o punea pe mine caldă ca să nu mai vadă. În fine, și la un moment dat, um, mi-am pus și eu pulovăraș, gata, Albulescu mă certa că nu-i profesionist, zic, Albulescu, nu-ți rușine, ai, de dragă îi spuneam așa, nu, că eram da. prieteni, ai cămașa, ai vestă, ai haină și îmi spui mie care sunt goală că îmi pun un pulovăraș, nu mai pot de prim, nu se poate, în fine, și la un moment dat am avut niște invitați în sat. Mă, și aveam un succes în momentul ăla când leșinam, de nu pot să spun, când, ha, mă rog, făceam eu prostiile mele. Și Zic, nu, astăzi nu mai pun pulovărașul, ies goală pentru oia care vin, mm -hmm. numai că sunt, trebuie să fiu profesionistă. Și vine momentul, fac prostiile mele și cad. <laughs> și lumea în sală face, vai, n-a râs, râs, râs nimeni. Nu au empatizat cu mine, le era atât de frig acolo, Bă, încât le-a fost milă de mine, nu au putut să râdă. Ca să vezi ce empatie mare este uh -huh. acolo, știi? Când m-au văzut goală, li s-a făcut frig. Și au zis... nu dai seama ce, ce legătură este între noi și public. Și ce actori. Nu se dor să joci? Nu știu, nu știu dacă mi-e dor sau nu-mi-e dor. Nici nu vreodată nu spun niciodată să nu spun niciodată. Dar pot să spun un singur lucru clar, că m-am analizat. Mi-a fost teamă că o uh -huh. să mă întrebi. Și pot să spun că mi-e frică, mi-e atât de frică, nu știu ce a intrat în mine, că nu aș mai bea curajul să mai joc. Am tot timpul senzația că am uitat să vorbesc, că am uitat să mă mișc, că nu mai am talent, că nu mai am uh, forță, că o să cad pe scenă, că o să mi se oprească inima de emoții, pentru că eu sunt foarte emotivă deși nu par și uh, mor de emoție. Uite, George Constantin, înainte să intre în scenă și ce făcea, își punea o, o, o jumătate de nitroglicerină sub limbă, ca să nu moară de emoție. El, care era atât de puternic, era un emotiv. Și asta, spun că, asta pot să-ți răspund la asta, că mi-e frică, mi-e frică și mai e frică de ceva. Nu întotdeauna am, am simpatizat anumite spectacole cu anumiti precizori. Uh, în, și ți teamă să nu cumva să nimerești în capcana aia cu Bine, cineva dar, cu um, care nu empatizezi și nu... Dacă cineva te distribuie înseamnă că empatizează măcar partea aia Nu cu înseamnă asta. Nu înseamnă aia. Dar nu, nu te... pentru că abia la repetiție se vede. Um, da, da, se simte de, de, de dinainte. Eu pot să spun dinainte dacă Mă distribuie un regizor, pot să spun dinainte dacă o să mă înțeleg sau nu cu el. E, tu ești mai șmecher, eu, eu m-am prăjit de câteva ori. Apropo de, de, de distribuție, meșterul Beligan spunea, zice, drag, drag 80% din, din meseria de regizor este să faci distribuția. Eu mă duc la vizier Correct. și mă uit acolo și văd distribuția și știu cum o să fie spectacolul. Păi așa e. Că, intuiție. Grosier vorbind, dacă tu vezi că a distribuit o femeie în lor unui bărbat, știi că o să fie spectacol într-un anumit fel, știi? Deci el vedea și mână, el, deci și spunea foarte bine actorii și știa. Deci eu nu știu. Spuneai că ți-e frică. Da, mi-e frică de scenă, mi-e frică, frică. mi -e frică că nu am Dar să nu, mai pot. Dar n-ar trebui să ți fie frică. Uite, uh, și spun de ce. La unul din ultimele spectacole cu Regina Mamon, împreună cu doamna Olga, stăteam în culise să ne adunăm așa câteva minute. Și la un moment dat a a, expira, a inspirat și a expirat pregnant. Eu am crezut că are o problemă, că o doare ceva sau s-a întâmplat ceva. Și, și am întrebat-o, aveți nevoie de ceva să vă aduc un par cu apă? Nu, nu. Dar De ce ați suspinat atât de tare? Măi, uite, fac de 60 de ani treaba asta. Și îmi dau da și nu. Mai mult decât atât. Și uite acum am realizat că nu știu nimic. Și mi s-a părut extraordinar. Și cum interpretez eu asta? Să nu ne fie frică. Pentru că oricum. te tem că n-ai să mai fii în stare, știi? Că n-ai să mai fii în stare să ridici un picior. Mă e vârsta, totuși, gândește-te că eu m-am născut la mijlocul secolului trecut. Eu sunt un om al secolului trecut. Apropo de Olga și de Regina Mamă, știi câte ori am văzut o spectacol ăla? Întâi l-am văzut cu Popescu, cu Valeriu Popescu. Și pe urmă l-am văzut cu tine, recunosc că cu tine creștea, deși îl iubesc foarte mult pe Valeriu Popescu, cu tine creștea mult spectacolul, dar vreau să spun că l-am văzut la repetiții, că din cauza acestui spectacol a trebuit să fiu trei, de, trei ani la un institut de teatru să o ajut pe Olga că făcea asta. Și după aceea l-am văzut de 12 ori. My God. Nu mă puteam să E adevărat că nu mai stăteam totdeauna, adică ori veneam puțin mai târziu, ori plecam puțin mai devreme, pentru că îl știam pe de rost. Dar mi s-a părut un spectacol ce făceați voi în spectacolul ăla, dar nu este un spectacol despre care se pot vorbi așa. O or fi fost, dar nu le-am văzut eu da. Eu spun din ce am văzut eu Regina, E un text, mama, e, e, e un text foarte bun Mă termina spectacolul ăla, Eu dar am jucat mă în, și în premiera pe țară A acestui text la Teatrul Național din Cluj Cu Silvia Ghelar am jucat cu Silvia Ghelan în 10 ani, cu doamna Olga 13, deci 23 de ani de regina mamă. Și vezi, atunci am înțelegi foarte bine când uh, și lumea mă întreabă, dacă nu vă plictisesc, cum să mă plictisesc? Fiecare spectacol înseamnă o șansă pentru mine să fiu mai bun, să rezolv acele momente de care vorbeam, să, uh, să fiu atent, să văd dacă au fost atenți mereu la mine, cum spune Peter, vreo prima dată, trebuie să-i faci să, fac să fie atenți. Exact. E prima chestie în îi faci întâi îi faci să fie atenți și după aia faci ce știi dar dacă nu reușești să îi faci să fie atenți ei mai, mai ai tu ai reușit să mă faci foarte atent ai reușit să mă chiar mai mai emoționat întâlnirea cu tine Eu nu mi-am dat seama cum a trecut timpul cred că o să facem un serial <laughs> Vai, Nu e adevărat. Interviu în serial. Auz, eu stau foarte um, mult singură și sunt cam guralivă. Nu, dar e ești guralivă, dar um, ai un farmec când povestești și te-aș asculta până mâine mai am un ascultător așa de bun fiul meu, Vladimir dar și el are în mine o mare ascultător Se l auzi pe ăsta, nu se termină niciodată dacă îl întreb ceva de istorie te ia de, de peste tot Firesc. și uh, mă trezesc câteodată că îmi dă telefonul, îl întreb eu ceva el spune, sau mamă unde ai pus, nu știu ce și zic ce făcea păi, uh, uh, și citeam acum și începe și mă uit pe telefon, se închide telefonul după o oră se închide uh -huh. și zic îl sun înapoi, Vladimir. Gata, am înțeles unde e chestia. Da. Vrei să-mi spui că s-a terminat timpul? Că te văd că. După o oră. A după trecut o... o oră? La noi, nu, a trecut o oră și. Vai de mine. Trebuia să-i se închide telefonul. Oră, pa, o oră și 20 de minute. Nu-mi spune. Da. Deci spune o. oră și la oră 90, și 20 Dar nu să trecut. se uite nimeni la noi, nimeni nu, nu mai are dacă rătare. nu se uită nimeni, ne, 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 o să ne uităm noi ne doi. Ne uităm noi doi și ne, amintim și, de ne, noi. și ne amintim de noi. Și dacă nu se uită, o să le pară rău. Dragi prieteni, da. Aceasta a fost întâlnirea cu Tamara Crețulescu, un om minunat, o Mulțumesc. artistă superbă pe care noi o așteptăm. La Teatru Național, pentru că dacă vine aici, nu o să mai fie copleșită de niciun fel de frică. Teatru, la Teatru, frica dispare. La teatru frica dispare și Tamara a început să își spui ceva. Dispare totul. Dispare în totul. sensul că intri, ești în culise și te doare măseaua de îți scrapă capul. Ai intrat în scenă, nu te mai doare nimic, nu te mai doare măseaua. Și cum ai ieșit din scenă, te apucă iar măseaua. Dar în scenă nu te mai doare măseaua. De deci, ce? Nu în, știu. Nu știu, are scena ceva. Nu știu ce are scena. Că nu, Probabil nu te toate mai energiile nimic. astea care există. De acolo, din spate. De acolo, din din sală și, și, cel mai tare și energiile care rămân în pereți ăștia. Și cred că sunt. Nu? Sunt și ele. Sunt cu noi. Câteodată îi simt pe aici, am mm -hmm. întrebat dacă nu au fost. Tamara, fost. încă o dată mulțumesc. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Te rog să mă scuți dacă am vorbit așa de mult. Nu, ai, ai vorbit foarte bine și n-ai vorbit mult, că de te-am să vorbești mult. <laughs> îți mulțumesc, îți mulțumesc. Dragi prieteni, cu bine. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.